Bună ziua, elevi minunați și receptivi din clasa 8-a! Mă numesc Leanca Mariana și sunt profesoară de limba și literatura română. Să începem o nouă lecție cu subiectul Povestiri de pe calea moșilor de Adina Popescu, caracterizarea personajelor. Mihai Eminescu zicea: oamenii se împart în două. Unii care caută și nu găsesc, alții care găsesc și nu sunt mulțumiți. Voi cum credeți? Personajele povestirii Exploratorii de pe calea moșilor de Adina Popescu, în care dintre aceste două categorii se regăsesc? Vom observa pe parcurs. Să ne amintim câte ceva despre personajul literar. Personajul literar poate fi individual sau colectiv. Personajul literar poate fi principal, căruia îi mai zicem și protagonist, poate fi secundar, episodic, dar și figurant. Să ne referim și la modalități și mijloace de caracterizare a unui personaj. Aceasta poate fi directă și indirectă. Caracterizarea directă se realizează de către autor, de către alte personaje sau prin autocaracterizare. Caracterizarea indirectă se deduce din fapte și acțiuni, din comportament, din modul de a vorbi al personajului, din gânduri și frământări, din aspectul exterior sau vestimentație, gesturi și mimică, nume sau supranume. Să enumerăm personajele povestirii. Este vorba despre Adina, Adinuța sau Adinuca, cum mai era dezmerdată. Este un personaj individual și protagonista povestirii. Iar colegii de clasă ai Adinei apar ca un personaj colectiv și secundar. În baza tehnicii piramida vom caracteriza personajul principal al acestei povestiri. În vârful piramidei vom consemna numele personajului, referindu-ne ulterior la starea socială, ocupație, profesie. Vom enumera trei trăsături de caracter ale personajului, vom identifica comportamentul într-o situație concretă, vom identifica și problema cu care se confruntă, dar ne vom referi și la felul în care se soluționează această problemă. Adina este elevă în clasa 6. Este o fetiță curajoasă, curioasă, ambițioasă, dar puteți să enumerați și alte trăsături de caracter, care acționează cal, cumpătat, atunci când se pune la cale cercetarea, stabilește un plan, elaborează harta, alege denumirea grupului. Problema cu care se confruntă este că își dorește să exploreze, să facă descoperiri, dar nu știe de unde să înceapă și cum să procedeze. Și rezolvă problema astfel încât îi implică pe colegii săi de clasă, împreună găsesc soluții, fac planuri și dau start cercetării. Dacă sunteți adepții caracterizării de personaj prin tehnica clasică, o puteți realiza după preferință. Să enumerăm colegii de clasă ai Adinei. Este vorba de Crăciun Ana Maria, Duță Corina, Căpățână Liliana, Iancovici Alexandra, Istrate Matei, Grozavu Elena, Tănase Florin, Vulpe Nicoleta, dar și alții. Și colegii de clasă ai Adinei sunt și ei la rândul lor niște copii curioși, isteți, curajoși, intrigați, șotioși, prietenoși și vioi. Vă invit la un moment de meditație. Ce părere aveți despre personajele povestirii? Cu care dintre personaje ați avea ceva în comun? Ce calitate a unui personaj ați dori să vă atribuiți? Și care sunt preocupările tinerilor de astăzi?
O să răspundeți individual la aceste întrebări. Să simulăm în continuare o întâlnire cu personajele operei, cu Adina. Ce o vom întreba? Ce îți plăcea cel mai mult la școală? De ce ai apelat la ajutorul colegilor? Ai rămas satisfăcută de rezultatul obținut? Efortul cărui dintre colegi este de apreciat? Și dacă ar fi să inițiezi o nouă explorare, ce loc ai alege? Voi ați putea formula și alte întrebări pentru o eventuală întâlnire cu protagonista acestei povestiri. Și să simulăm și o întâlnire cu personajele operei, cu celelalte personaje ale operei, adică cu colegii Adine. Ce i-am putea întreba? Ce fel de colegă este Adina? Cum a fost să colaborați cu ea? Ce ați învățat din această experiență? Și ce i-ați reproșa Adinei? Să ne amintim și despre modurile de expunere. Monologul este vorbirea unui singur personaj. Dialogul este modul de expunere care reproduce în mod direct cuvintele personajelor. Narațiunea este modul de expunere prin care se relatează fapte și întâmplări, iar descrierea constă în înfățișarea sugestivă a unor trăsături caracteristice. Și narațiunea și descrierea aparțin vocii naratorului, iar dialogul și monologul reprezintă vocile personajelor. Să venim și cu niște exemple din text. Primul ar fi un exemplu de monolog. Cu toate astea, misteriosul tunel al popilor a rămas nedescoperit până în ziua de astăzi. Și nu cred să mai fi fost cineva explorator pe calea moșilor de atunci. Copiii de azi fac parte din ghilde în jocurile lor online, iar lumile virtuale nu prea au secrete. Un exemplu de dialog. Dar care este scopul echipei noastre? Întreabă Filimon, trăgându-se de gușă cu înțelepciune. Nu v-am zis până acum? Zic eu exasperată. Să explorăm școala noastră. Și un exemplu de narațiune. În acel moment, un cornet lovește pe căpățână fix între ochelari. Căpățână scăpă pixul mai mult de surpriză decât de durere. Năucă se uită în sus. Și în continuare, vă voi ruga să asociați imaginile cu momente din povestire. Priviți cu atenție această imagine și încercați să identificați o secvență din text care i s-ar potrivi. După mine, aceasta ar fi. Tare aș fi vrut să plec, să explorez și să fac descoperiri, dar nu știam unde și cum. De fapt, nu puteam pleca niciunde, că trebuia să merg la școală, iar drumurile mele erau scurte și mereu aceleași. Pentru următoarea imagine, identificați în povestire o secvență și aceasta ar fi. Le convocasem la sfârșitul orelor în laboratorul de chimie de lângă clasa noastră, care era mereu gol și părea locul potrivit pentru întruniri secrete. O altă imagine și textul potrivit ei ar fi: o să explorăm chiar școala noastră, care e veche de cel puțin 100 de ani. Dacă nu mă credeți, citiți de pe placa de marmură de la intrarea profilor. Următoarea imagine. Ce pasaj din text i-ar corespunde? În noaptea aceea am visat tunele secrete, tunele lungi și întortocheate, întâlnindu-se toate dedesubtul căii moșilor și transformându-se într-un singur tunel nesfârșit. Însă nu era plin cu cărți, erau doar hârtii lipsite de valoare,
lucrările de control și tezele tuturor copiilor din școala noastră. Vă mai invit la un moment de meditație. Cum este școala în care învățați? Cât de veche sau nouă este ea? Când și de cine a fost construită? Și ar exista vreun loc misterios care ar merita să fie explorat? Meditați și formulați răspunsuri. Și spre final vă voi întreba, la ce v-ați gândit în timpul lecturii? Ce momente veți reține? La ce întrebări n-ați găsit răspuns în text? Care este cel mai important aspect? Cum și-a expus ideile autorul? Ce s-ar putea schimba în povestire? Și ce ați vrea să fie spus altfel? Ideea de final este că o școală bună te învață să studiezi cu răbdare, să-ți însușești cunoștințe și deprinderi, să colaborezi cu alții, a spus Hans-Heinrich Stern. Vă mulțumesc pentru atenție și receptivitate!